Pacea Domnului Iisus, prieteni, azi vreau să abordez așa un subiect. Iată, știu un număr destul de mare de pastori slujitori în Evanghelie, cărora bisericile lor vor să le ofere un suport financiar, dar ei categoric refuză acest suport. Și de ce refuză suportul acesta? Cei mai mulți din ei îl refuză pentru că se găsesc cineva care vorbesc de rău apoi. Îi acuză. Pentru că știți, de multe ori slujitorii sunt învinuiți, că ei numai pentru bani fac, bani vor. Posibil și la video ăsta veți vedea apoi ce comentarii răutăcioase vor apărea. Nu-i de mirare, eu nu mă mir, eu știu asta. Și atunci mulți păstori nu vor să audă, vor cumva să se protejeze de vorbele acestea și ei preferă mai degrabă să meargă să lucreze, mai degrabă să o ducă greu, mai degrabă să sufere, decât să primească un suport de la biserică. Dar nu așa este economia Evangheliei. Iată, în lucrarea de răspândire a Evangheliei, de înaintarea Evangheliei, este un rol important, îl are și felul cum administrăm resursele noastre financiare. Banii tot au un rol important la înaintarea Evangheliei. Și iată, la toată lucrarea lui Dumnezeu, iată, de exemplu, știți, în Vechiul Testament, Dumnezeu așa a rânduit ca una din cele 12 seminții, seminția lui Levi, lor nu le-a fost împărțit pământ nimic, decât le-a fost date cetățile acestea de scăpare, care de altfel tot erau niște centre duhovnicești, le aveau rol spiritual și ei locuiau în cetățile acestea, aveau ceva puțin teritoriu în jurul cetăților, puțin pășuni, ceva, dar ei nu puteau să aibă pământ cum aveau ceilalți. Celelalte seminții au primit pământ mult, teritorii mari, ei însă nu puteau primi astfel de teritorii. De ce? Pentru că ei trebuiau să se ocupe de lucrurile sfinte. Pentru că omul nu poate să se împartă în toate. Nu poți face bine și una și alta. Știu că mulți așa cred și ei cred că pot fi lucrurile făcute bine. Nu poți. Pentru că Dumnezeu vrea cei care se ocupă de lucrurile sfinte să fie cu totul dedați în lucrurile acestea sfinte. Acolo să meargă toată creativitatea lor, toată energia lor, tot efortul lor să meargă acolo. Și exact așa, Apostolul Pavel, în epistola către Corinteni, acolo la capitolul 9, el în tot capitolul acesta nou l-a dedicat pentru a argumenta cât de important este pentru ca fiecare biserică să ofere suport financiar necesar pastorului lor, să-și sprijinească financiar pastorul slujitorii lor. Dar și el spune acolo în epistola aceasta, el zice, Domnul a rânduit, deci după cum în Vechiul Testament au fost lucrurile acolo și el dă multe argumente, multe arată în toate privințele, el zice, cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele ei, sau cine lucrează o vie și nu mănâncă din rodul ei. Tot așa el spune că cei care lucrează în Evanghelie, Domnul a rânduit ca cine lucrează în Evanghelie să trăiască din Evanghelie. Și știu că unii vor veni și vor zice, nu, stai puțin, dar Apostolul Pavel are, nu tot el singur a zis și nu tot el singur în 1 Corinteni acolo a spus că, iată, eu nu m-am folosit de dreptul acesta de a trăi în Evanghelie. Ei, uite, așa trebuie să trăiască, dar Apostolul Pavel a spus că ceilalți trebuie să se folosească de dreptul ăsta și așa să trăiască, așa să lucreze, să se dedice. De ce a făcut Pavel așa? De ce el nu s-a folosit de dreptul lui? El a avut anumite locuri unde nu a primit suport. A refuzat să primească suportul pentru că asta era parte din strategia lui. Dacă ar fi primit la un anumit moment, de exemplu în Corint, el n-a primit. Corintul era un oraș bogat care atrăgea pe toți și atunci el știa că după plecarea lui vor veni învățători mincinoși, eretici vor veni care pentru bani vor aduce erezii nimicitoare în biserică. Și pentru a proteja biserica, el nu a luat nimic, el a zis ca să nu se facă nimeni deopotrivă cu mine, să nu se poată nimeni lăuda cu ceea ce mă laud eu, să nu poate veni și zice, uite, vezi, lui Pavel i-ați dat, dați-ne și nouă, tocmai pentru a-i proteja pe ei. Dar când era acolo în Corint, Apostolul Pavel zice,
prima jumătate de an, el a lucrat la Aquila și Priscila, a făcut corturi, că nu avea suport nimic, dar și i-a câștigat pe Aquila și Priscila pentru Hristos. Dar apoi, zice el, când au venit Timotei și cu Sila, au venit din Macedonia și în Macedonia erau cele mai săraci biserici. Acele mai săraci biserici au adunat lui un suport ca el să se poată deda întru totul. Zice, eu m-am dedat în totul lucrării Evangheliei și gata, atunci el mergea, propovăduia, învăța pe oameni. El era atât de necesar cu darurile lui să le slujească celorlalți care erau acolo și în toate locurile unde a mers el și a făcut misiune. N-a mai luat suport apostolul Pavel în Tesalonic și el acolo spune de ce n-a luat în Tesalonic. Zice, când eram la voi, am lucrat pentru că am vrut să vă dau o pildă, că a văzut că mulți din ei nu lucrau, se țineau de nimicuri, zice, trăiau de pomană și atunci el a vrut să le dea o lecție, a vrut să le arate lor cum trebuie să lucreze, să învețe pe oamenii aceia că trebuie să depună efort. Mai ales că ei, lucrul lui, că oamenii sunt tentați, lucrul duhovnicesc, să-l considere că nu este lucru, că oamenii, știi, nu, ei și închipui că pastorul ieșe duminică dimineața și a spus o predic și locul ăsta, tu zici câteva cuvinte, asta e tot lucrul lui. Ei nu înțeleg cât de grea este munca unui pastor, ei nu înțeleg cât de ce încărcătură emoțională este pe fiecare pastor. Și iată, apostolul Pavel a avut anumite motive de ce n-a făcut asta, dar el a învățat că așa trebuie să fie cei care lucrează în Evanghelie, să trăiască din Evanghelie. Și apoi când l-a trimis pe Timotei să păstorească biserica din Efes, i-a spus numai decât să administreze bine cu banii și i-a spus să nu legi gura boului. Este scris, zice, prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți din doite cinste, mai ales acei, zice, care sunt cu propovăduirea cuvântului, care sunt cu învățătura. Ei trebuie să fie învredniciți din doite cinste și asta se referea la un suport financiar pe care trebuiau să-l aibă oamenii aceștia ca să-și poată face slujba lor bine. Bun, acum v-am zis, sunt pastori care nu acceptă, mulți care nu vor să accepte, mai ales aici la noi. De exemplu, în România, poate problema nu e atât de gravă, nu știu, fi poate și în România, dar bisericile din România au fost învățate să contribuie financiar la întreținerea, la suportul păstorului, așa ca el să se poată întru totul da lucrării Evangheliei. Nu așa a fost și aici, în partea aceasta. Și atunci, vă zic, este un mare număr de oameni, de pastori care nu acceptă, nu vor să ia suportul. Însă, aș vrea ca pastorii aceștia să înțeleagă un lucru, că dacă ei refuză suportul acesta, atunci ei pun o pedică în toată economia aceasta evanghelică, care este strâns legată, toate lucrurile sunt strâns legate între ele. Și atunci se oprește circulația asta, se oprește lucrul, economia aceasta a Evangheliei, ea se oprește, ea nu poate funcționa bine și noi nu vrem ca și pastori să ne facem vinovați de lucrurile acestea, că tocmai noi suntem cei care oprim. Noi vrem lucrarea Evangheliei să meargă bine. Și vă zic, cum poate un om care este împărțit în mai multe locuri, el nu poate, de exemplu, dar un pastor care el trebuie și să alerge, să îngrijească de familia lui, să aibă o afacere, să-și facă o afacere, să facă ce, păi vă dați seama, acolo merge energia lui, creativitatea lui merge acolo, dar energia și creativitatea lui trebuie să meargă în lucrul Domnului, pentru ca să propășească lucrul Domnului, el să meargă, să-i ajute pe oameni, să-i sfătuiască, să-i încurajeze, să-i ajute pe fiecare în slujba lui, să-i ajute să treacă peste greutăți, să-i învețe de Sfintele Scripturi, să organizeze toate lucrările acestea de evangelizare, multele lucrări din biserică, toate acestea trebuie să le organizeze, să le coordoneze, să le facă. Ei, toate, pentru toate astea trebuie energie, trebuie putere, trebuie timp, trebuie și este necesar ca energia lui să fie îndreptată aici. De aceea vreau să mă adresez la pastori ca să ia în considerație lucrul ăsta și să înțeleagă că trebuie o smerenie din partea lor, în ciuda faptului că sunt oameni care vorbesc de rău și așa va fi totdeauna. Totdeauna va fi, oamenii vor vorbi de rău slujba. Asta nu e lucru nou, din totdeauna oamenii au defăimat, dar asta este tot un lucru asupra căruia, o povară asupra căruia trebuie să se smerească, să ne smerim slujitori. Și pentru că nu vrem să oprim lucrarea Evangheliei. Hai să vă zic și o pildă, așa, o istorie din viața mea. Iată, la începutul slujirii mele, încă nici măcar nu eram ordinat ca și pastor, când am început să conduc grupe de studiu biblic. Și Dumnezeu mi-a dat darul ăsta ca să îi învăț pe oameni de Sfintele Scripturi, am început să conduc grupe și așa s-a întâmplat că se pare că eu prima am abordat subiectul. Când studiam cursul Epistola către Filipeni,
am ajuns să studiem și subiectul acesta al dărniciei în capitolul 4. Și tot trecând prin textele din Biblie care vorbesc, cum este 1 Corinteni, apoi cum este Galateni, capitolul 6:6, unde spune cine primește învățătură din cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață. Și eu, bineînțeles, am dat toată învățătura aceasta la oamenii care erau în grup și am învățat că trebuie să ofere suport păstorilor. Dar în biserica unde eram nu se oferea niciun suport păstorilor, nimeni nici măcar nu vorbea. Era un subiect despre care nimeni nu discuta. Și atunci am dat lecția aceasta, după câteva zile, într-o dimineață sună cineva la sunerie la ușă și eu când deschid, unul din tinerii, un tânăr student care a venit și învăța în grupul meu la studiu biblic, a venit și era cu geantă foarte fericit, bucuros și zice, eu vreau să-mi exprim recunoștința și aprecierea pentru ceea ce faceți dumneavoastră, că mă învățați cuvântul lui Dumnezeu și am adus pentru dumneavoastră. Și aici în geanta aceea erau niște cartofi, niște, nu știu ce, a venit el cu geantă cu produse de la țară venit. Eu când am văzut, m-am rușinat așa de tare și m-am simțit așa de prost. Am zis, nu, te rog frumos, nu, nici într-un caz nu-mi da mie. E adevărat, o duc greu, dar tu o duci mai greu, scumple. Tu ești student și el era numai cu mama, mai avea două surori. Tată nu avea, mama lucra din greu ca să-l întrețină pe el student. Și am zis, nu pot primi, te rog frumos, ia geanta și pleacă cu geanta asta, ți-ți trebuie, tu ai necesar. Eu eram gata să merg să mai iau eu să-i mai dau ceva ca să plece. Dar el s-a întristat foarte tare, fața lui s-a schimbat imediat, s-a întristat foarte tare și mi-a pus o întrebare. Zice, atunci tot ce dumneavoastră ați predat la lecția aceea nu e adevărat, da? Nu e așa cum ați învățat. Și eu am fost foarte rușinat. Nu e adevărat. E adevărat, scumpă. Dar cum? Ce-am greșit că am venit așa? Care e greșeala mea? El s-a așteptat, eu să mă bucur, dar eu așa am procedat. Dar ce-am greșit? El zice, n-ai greșit nimic, scumple, n-ai greșit nimic, ai procedat corect. Și m-am smerit și am luat geanta lui, i-am mulțumit, m-am rugat cu el, așa Dumnezeu m-a smerit. Pentru că mi-am dat seama că dacă aș fi refuzat, s-ar fi întors acasă, el ar fi pus la îndoială toată învățătura pe care eu dau. Nu mai mergea învățătura pe care eu dau eu. Și apoi îl opream binecuvântările din viața omului ăsta. Acum Dumnezeu l-a binecuvântat, merge înainte și am văzut că toți acei care au trăit Evanghelia frumos și au fost generoși, Dumnezeu i-a binecuvântat în toate privințele, cu bucurii, inclusiv în ceea ce ține de lucrurile materiale, Dumnezeu i-a binecuvântat și au bucurii de la lucrurile materiale. Că mulți oameni au lucruri materiale, au bunuri materiale, dar ei nu au bucurii de la ele. Dar uite ăștia, i-am văzut că ei au bucurii de la ele, au bucurii de la relații, pentru că oamenii ăștia păstrează totdeauna o relație frumoasă și ei arată recunoștință și apreciere față de cei care învață. De aceea, la încheiere, mă rog ca Dumnezeu să-i vorbească fiecărui păstor care va asculta mesajul acesta. Dumnezeu să vorbească și la toți ceilalți care vor asculta mesajul, să nu-i mai vorbiți de rău pe pastorii voștri. Mai ales am văzut, îi vorbesc cei care niciodată nu au dat nimic, nu au făcut nimic. Mai bine faceți ceva pentru pastorii voștri și dacă biserica încă n-a luat o hotărâre sau păstorul refuză să accepte hotărârea bisericii ca să-i ofere un suport, faceți dumneavoastră, dar faceți-o frumos, faceți-o într-un fel frumos, așa că el să nu se simtă nici rușinat, nici să nu se simtă, simtă bine, să simtă aprecierea dumneavoastră și asta va fi o binecuvântare pentru dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și aștept să scriți la comentarii care este experiența dumneavoastră în privința aceasta și tare, tare mult mă rog ca acest cuvânt să vă aducă zidire, bucurie și să lucreze la înaintarea Evangheliei. Pace multă!